Suntem buni platnici? Plătim, plătim, plătim. De fiecare dată când plătim, ne gândim plătim la timp sau nu plătim la timp. Indiferent cum plătim, trebuie mai întâi să câștigăm, și ca să câștigăm, locurile de muncă sunt tot mai puține, tot mai poate mai slab plătite, calitatea vieții este mai slabă. În momentul în care intrăm, cu ghilimele, într-un termen în care am depășit termenul de plată al unei facturi al unui contract, că n-am plătit la timp factura de curent, n-am plătit la timp factura pentru telefonia mobilă, n-am plătit la timp rata la credit, n-am plătit la timp un contract, să spunem, de televiziune pe care îl avem, n-am plătit la timp către operatorul de platformă de internet sau operatorul pentru platforma de televiziune în care găsim tot felul de filme. Toate aceste lucruri, dacă ne uităm sau ne uităm măcar acum după ce vedem această pastilă, la tot ce înseamnă termenii și condițiile din contract. S-ar putea să avem surprize mari, și în care penalizările să fie aproape penalizare de la zi la zi și să ne trezim că avem penalizări foarte mari, sau când discutăm despre furnizorii de utilități, că e vorba de apă, de electricitate sau de gaz, chiar poate să vină o debranșare care costul branșării după aceea să ne coste aproape cât am plătit 6 luni sau un an de zile pentru operatorul respectiv. Trebuie să fim mai atenți și mai responsabili când încheiem un contract, când ne. Intrăm până la urmă sau ne înglodăm cu ghilimele de rigoare într-o datorie, fiindcă trebuie să o plătim la timp, iar dacă n-am plătit-o la timp, care sunt penalizările? Care sunt penalitățile pe care trebuie să le plătim? Trebuie să înțelegem, să ni le asumăm, să știm despre ele, ca astfel să înțelegem că acel produs ajunge să fie mai scump. Faptul că suntem un bun platnic sau un rău platnic. Este pe costul nostru. Nu este doar o problemă să spunem cum era pe vremuri de moralitate. Am împrumutat bani de la vecinul și n-am fost un bun platnic că nu i-am plătit. Să spunem, datoria la timp. Aici este o problemă între vecini, între prieteni, între veri sau în familie. Dar când discutăm de contracte, toate aceste contracte care ne înconjoară, de cele mai multe ori, au acolo o rubricuță mică cu penalități. Trebuie să înțelegem despre acele penalități, să înțelegem costul acelor penalități și mai ales să înțelegem. Costul lor poate să însemne extraordinar de mult. Un cost către furnizorul de electricitate sau către rata pe care n-am plătit-o la mașină, n-am plătit la casă sau n-am plătit pentru vacanța acolo la care am fost anul trecut și ne-am trezit că a venit din nou vacanța anul acesta și parcă nu mai avem suflu să plătim pentru vacanța de anul trecut. Ar trebui să înțelegem că mai devreme sau mai târziu ne ajung din urmă. Și ce înseamnă ne ajung din urmă? Intrăm în biroul de credite unde ne trezim că următorul operator având un punctaj mai slab să ne coste mai mult un alt credit, avem un punctaj mai slab la operatorul, să spunem, de asigurare, avem un punctaj mai slab la operatorul de telefonie mobilă. Cred că toate aceste lucruri într-o societate pe care o avem astăzi este la fel cum era poate și acum 100 sau 200 de ani la țară, în care un rău platnic care a împrumutat doi saci de porumb și nu i-a dat la timp, i-a făcut un rău în vecinului, poate și astfel vecinul i-a pus o penalizare. Penalizarea aceasta înseamnă un drept al operatorului economic, dar și noi avem dreptul ca pentru anumite condiții care ni se par că sunt abuzive în anumite contracte, anumite penalități care sunt abuzive din punct de vedere al cuantumului sau din punct de vedere al faptului că se pun dobândă la dobândă sau penalitate la penalitate, avem dreptul să mergem către protecția consumatorului, să facem o sesizare, să ridicăm problema, nu stăm cu mâinile în sân, că e pe banii noștri, pentru viața noastră, pentru viața copiilor noștri și nu în ultimul rând, chiar și pentru cel care vine din spatele nostru. Așa că descărcăm aplicația gratuită Infocons, avem numerele de urgență, sunăm, facem o reclamație, nu stăm niciodată cu mâinile în sân și luăm atitudine.